O să adresez una dintre cele mai mari curiozități pe care le-a avut publicul meu încă de când mi-am deschis canalul și de când am început să-mi expun arta pe internet. Curiozitatea voastră este cum să desenezi. Iar astăzi o să vă satisfac. Vrei să desenezi, gen, cum intri, știi, când intri pe net și vezi un artist și gen, desenează? Vrei și tu să desenezi, nu? Gen, cum ai văzut la unii dintre cei mai faimoși artiști pe care îi urmărești, nu? Da, normal că vrei. Cine n-ar vrea să fie ca mine? Știi, uneori... Bă, uite, ăsta e un secret, vino mai aproape, spun. Uneori, chiar și eu mi-aș dori să fiu ca mine. Un lucru cu care noi, artiștii, ne confruntăm, pe lângă faptul că mâncăm numai pâine, că atâta ne permitem, așa cum se vede acolo în spate, e dificultatea de monetizare a artei noastre. Așa că trebuie să mulțumesc sponsorului nostru de astăzi, Raid Shadow... Zi. Bă, vezi că luna asta ăștia nu ne-a mai dat bani. Păi cum adică? Uite așa. Glumești? Nu glumesc. Ba da. Nu glumesc. Păi, uite așa, eu ce fac? Știi cum sunt cu monetizarea și că... Mamă, ești YouTuber, zi, pune zile să cumpere tricouri, păi să... Crezi că merge? Gen, le zic așa? Zi acolo tu. Bine, bine, hai că încerc, ceau. Cumpără acum noua linie de haine Nicu Mihai Animații, cu livrare până la ușa ta. Există foarte multe tipuri de desen. Desen în creion pe hârtie, în creioane colorate pe hârtie, în vopsea pe hârtie, pe pereți, pe mașini, pe telefoane, pe genți, pe asfalt, pe tenis. Le știți voi? Le știi! Cum, nu le știi? Și atunci ce mai cauți la acest clip, măi? Ai interzis! Însă niciunul dintre toate aceste stiluri de desen nu e desen adevărat. De ce oare te întreb de ce? Păi foarte simplu, pentru că niciunul dintre ele nu este desen digital. Ăsta e singurul tip de desen real. Nu ai voie să desenezi nimic altceva decât desen digital dacă vrei să fii cu adevărat un artist în 2020. Pasul 1. Fă rost de sculă pentru desen. În 2020 ai voie să desenezi doar pe iPad. Ce faci cu creionul și hârtia aia, măi? Lasă-le jos! Nu ți-e rușine. Dar unde te crezi? Bă, ai văzut vreodată tu artist să deseneze cu creionul și, sau, nu, care să nu deseneze pe iPad? Mă, du-te pe Instagram. Deschide Instagram, dă-le la Discovery. Caută artiști. O să vezi că au iPad. Tu chiar crezi că poți să fii artist fără iPad? Săracule! Pasul 2. Du-te plângi în pernă că n-ai iPad. Pasul 3. Perfect, asta a fost parte din tutorial. Acum că plângi și ești deprimat, felicitări, ai făcut primul pas spre a deveni un artist adevărat. Acum mergi și fă rost de un iPad. Pasul 5. Obișnuiește-te cu mediul de lucru. Când îți iei o tabletă nouă și treci de la un mediu de desen la altul, o să ai nevoie de o perioadă de acomodare ca să te obișnuiești cu noua bucățică tehnologică pe care ai furat-o de la cineva de pe stradă. Pentru că nu e la fel ca pe hârtie, creionul ăsta o să se simtă diferit, ecranul o să se simtă diferit și o să ai mici dificultăți în acomodare. Dar eu nu vorbesc despre asta, vorbesc despre mediul de lucru toxic în care o să lucrezi, înconjurat de oameni de c**t care o să ceară chestii gratis de la tine. Pasul 6. Ce s-a întâmplat cu pasul 4? Pasul 7. E timpul să desenăm. A venit în sfârșit momentul în care trebuie să alegem aplicația în care o să desenăm. Eu folosesc Procreate, se vede aici mică, e în jur de 50 de lei pe App Store și... Ce? Nu mai ai bani de aplicație că i-ai dat pe toți pe iPad? Dar nu-i nimica, că dacă mergi în App Store o să găsești o grămadă de aplicații de desen gratuite. Da, sunt teribile. Pur și simplu doar cumpără-ți Procreate. Săracule. Pasul 8. Trage perdele. Nicu, dar asta e ca să nu intre lumina pe geam și să se reflecte pe ecranul de la tabletă, nu-i așa? Greșit! E ca să nu vadă omenirea atrocitățile pe care o să le desenezi. Pasul 9. Schița. La baza unui desen bun stă o schiță bună. Începe ușor și nu-ți bate capul cu detalii inutile. Construiește forme simple. Spre exemplu, acum fac o față umană construind capul din forme simple. Un cerc cu două linii pe care apoi marchez ușor zona ochilor. Construiesc bărbia în formă de triunghi și proporționez fața în așa fel încât ochii, nasul și buzele să cam aibă sens. De obicei fac asta pe un layer, iar pe un alt layer separat, de data asta cu negru, am să fac câteva detalii. Întâi eu îți arăt și apoi o să vreau să încerci și tu, ok? E rândul tău. Mm-hmm. Bravo, bravo, foarte bine. Pasul 10. Colorează. În general găsesc pasul ăsta ca fiind cel mai plăcut și mai ușor pas dintre toate, sau cel puțin pentru mine. De obicei fac și procesul merge de la sine. Pasul 11. N-am destule degete. Repet începând de la pasul 2. Pasul 2. Du-te plângi în pernă că n-ai iPad. Bine, asta dacă nu mai vrei cumva încă un iPad. Atunci poți să treci prin pasul 1. Și felicitări! Ai învățat să fii artist în 2020. Bravo! Așa de mândru este tine. Felicitări, felicitări, bravo! Ține tare!
Mă bucur, mă bucur. Bravo, felicitări. Felicitări. Așa de mândru este tine. Felicitări, felicitări. Bravo. Ține tare. Mă bucur, mă bucur. Bravo, felicitări. Felicitări. Bravo. Așa de mândru este tine. Felicitări, felicitări, bravo. Am uitat să menționez ceva, asta e așa bonus pentru ăștia care stați până spre final. Dacă plângi pe parcursul tuturor pașilor, desenele tale, statistic, o să fie mult mai bune decât dacă n-ai plânge. A, și trebuie să mor de foame, altfel nu merge deloc. Asta a fost video tutorialul 100% merge fără meme, merită văzut. Eu am fost Nicu, vă mulțumesc super mult pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, zdrobiți butonul de like, pentru că mă ajută super mega mult. Abonați-vă dacă nu sunteți abonați deja. Trebuie să mulțumesc din suflet membrilor canalului meu, Robert Imr, Luca Lac și Dinache Gamerul, dar și celorlalți în lista asta gigantă care urcă așa de la jos în sus. Pe mine mă mai găsiți și pe Instagram, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine. De microfonul și din coace. Și avem sincronizat. O să adresez una dintre cele mai mari curiozități pe care le-a avut. Cum faci să desenezi? Și astăzi o să vă gen așa, cum ai văzut pe net la cei mai de top artiști pe 2-2 probă? Probă? Merge. Bun. Bă, vezi că luna asta nu ne-au mai dat bani. Bă, vezi că ăștia nu ne-au mai dat la... Bă, vezi că luna asta nu ne... Bă, vezi, ai grijă, fii atent că luna asta ăștia nu ne-au mai dat bani. Uite așa! Bine, bine, hai că încerc. Bine, bine, hai că încerc. Ceau. Păi de-al... Păi și crezi că merge? Gen le zic așa? Bine, bine, hai, ceau. Bine, bine, hai că încerc. Ceau. Intro și după intro vine partea aceasta. Există foarte multe tipuri de desen. Le știi? Cum? Nu le știi? Păi și atunci ce mai cauți la clipul ăsta, măi? Măi, nu ai voie să desenezi pe nimic altceva dacă vrei să fii artist cum se cade, cum nu știu ce am să zic. În 2020 ai voie să... În 2020 ai voie să desenezi doar pe iPad. Unde ai văzut un artist care să nu se... Acum că plângi și ești deprimat, ai făcut primul pas. Acum că plângi și ești deprimat, felicitări, ai... Nu glumesc. Nu glumesc. Nu glumesc. Nu glumesc. Nu glumesc. Zii acolo. Zii acolo. Zii acolo. Zii acolo tu. Dar eu nu vorbesc despre asta, vorbesc despre mediul... Pasul 7. Pasul 7. Pasul 7. E timpul să desenăm. Dar nu-i nimica, că dacă mergi în... Dar nu-i nimica, că dacă mergeți în App Store-o... Pasul 8. 8. Pasul 8. 5 cu 3? 5. Pasul 8. Pasul 8. Pasul 8. Pasul 8. Trage perdelele. Greșit. E ca să... De obicei fac... Și procesul merge de la sine. De obicei fac... De obicei fac... De obicei fac... De obicei fac... Goddammit! De obicei fac... Și procesul merge de la sine. Pasul 11. N-am destule degete. Pasul 11. Instagram, însă pentru moment cam atât de aici. Eu am fost Nicu și ca de obicei, până data viitoare, să ne auzim cu bine. Boo 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 bo